În acest crâmpei de Timișoara, care îl vedeți în spatele meu, se află clădirile așa cum au fost ele înălțate în a doua jumătate a veacului al XIX-lea, deja semețe, deja masive, deja trădând bogăția unui oraș de negustori și de industriași, de comercianți și de administratori, dar și clădirile mai vechi, cele mai joase, cu un singur cat, cele încă supuse ordinii militare, cele cărora li se interzicea să depășească înălțimea zidurilor cetății. Puține clădiri din România au o istorie atât de îndelungată, de zbuciumată, de interesantă, de-a dreptul pasionantă, cum este clădirea din spatele nostru, care astăzi adăpostește Muzeul Banatului, începând din 1947, și care a fost construită mai întâi de Carol Robert de Anjou, apoi refăcută de Iancu de Hunedoara, modificată de otomani prin 1550-1716, remodificată de Habsburgi în veacul al XVIII-lea și căreia apoi, la 1849-1856, i s-a refăcut fațada după cumplitele bombardamente la care a fost supus vreme de mai bine de 3 luni orașul Timișoara în 1849, din primăvară și până în vară, cât a fost asediat de trupele coșutiste. Un imperiu care își asigura bugetele în permanență din noile cuceriri, trebuie să se stabilizeze și să devină altceva decât a fost. Acesta ar fi, cred eu, 1782, să spunem, un an de fractură în istoria orașului, un an benefic. Nu numai pentru că administrația trece în mâna cetățenilor orașului, ci pentru că Iosif al II-lea, împăratul luminat de Habsburg, transformând Timișoara în oraș liber regesc, îl scutește de vicisitudinile și de tot acele multe impozite pe care regatul ungar încearcă să le aplice în toate teritoriile dobândite în acei ani. La sfârșitul secolului se defortifică, încercându-se o legare din ce în ce mai puternică între cetatea propriu-zisă și restul cartierelor care s-au născut de jur împrejurul cetății, la o anumită distanță. Către anii 50, dorința de înălțare a orașului duce la cedarea jumătate din glasisul gol către cetățenii orașului, la dreptul orășenilor de a ridica un etaj mai mult clădirile care le-au înghesuite în cadrul cetății, la înmulțirea populației către 30, apoi către 50, apoi către 100 de mii de locuitori, la unirea Timișoarei prin telegraf cu Viena și Budapesta în 1853, prin cale ferată în 1856, cu Dunărea la Baziaș, dar și cu Seghedinul, cu Budapesta și cu Viena, prin vechea cala navigabilă încă din veacul al XVIII-lea, pe care continuă până către 1890 să plutească pe Bega, mă gândesc, numai barcazurile, iar de atunci, de la 1894, și vasele cu aburi care să le transporte, prin drumurile care în acești ani, din veacul al XIX-lea și mai ales în a doua jumătate a veacului al XIX-lea, suferă niște modificări extraordinare. Momentul introducerii curentului electric este cel mai timpuriu din Europa la Timișoara. Timișoara este al 5-lea oraș cu tramvaie din lume și al 2-lea din Europa. Tramvaiele cu cai la început, apoi tramvaiele electrice. Timișoara trece de la iluminatul cu gaz, de la iluminatul cu ulei, la iluminatul cu gaz și apoi la iluminatul electric. Și că în sfârșit își dărâmă, începând din 1892, zidurile declarându-se oraș deschis. Trebuie să vorbim neapărat de Bega, de canalizarea acesteia, de podurile de peste oraș și implicit de marele sindicat sau trust Timiș-Bega, întemeiat la Timișoara. De-a lungul a peste 4 decenii, inginerii și tehnicienii au plănuit și apoi au realizat apărarea de inundații a ținuturilor bănățene, au plănuit și apoi au realizat fertilizarea mari câmpii, a mari teritorii din această zonă, începând cu lunca Mureșului, continuând cu luncile Timișului, Begăi, Bârzavei, Carașului și sfârșind cu lunca Tisei. Ne aflăm pe una dintre arterele foarte cunoscute ale Vienei, Ringul Vienez, construcție care a fost executată la sfârșitul secolului trecut, pe locul fostului glacis, adică porțiunea fâșia de pământ, care era în exteriorul zidurilor cetății.
acest teren, care a fost destul de larg, recuperat de către edilii orașului, a fost gândit într-o manieră foarte modernă, care să cuprindă spații verzi, numeroase spații verzi, clădiri de interes social, administrativ și multe clădiri de locuințe, palate de locuințe, cum s-au numit pentru prima dată. Ne apropiem de una dintre cunoscutele cazarme ale Vienei, cazarmă care a fost construită după Revoluția de la 1848, într-un stil foarte la modă în acea epocă a historismului, și anume stilul Windsor. În acel timp, desigur, acest stil de cazarmă se răspândise și în lumea fostului imperiu. Din această cauză, clădirea castelului Huniade rămâne numai o parte cu vechiul stil care existase din secolul al XVIII-lea, iar fațada este realizată tocmai în acest stil Windsor, pe care îl vedem realizat la cazarma Rosauer. Edilii timișoreni, atunci când au dărâmat zidurile vechiului oraș, au conceput planurile orașului după acest ring, care era deja executat la Viena. Timișoara prezenta exact aceleași caracteristici, un cartier central înconjurat de ziduri și un glacis exterior, iar cartierele erau destul de departe de centrul orașului. Din această cauză, edilii orașului s-au gândit să facă o centură, un bulevard foarte larg, care să înconjoare vechiul oraș, și artere largi, care să se extindă din centru în cartierele alăturate. Trecută și astăzi doar iluzorie, poarta cetății Timișoara. Poarta Petrovaradinului se afla undeva în spatele meu, către Catedrala Ortodoxă Română, care o vedeți în fundal, și dispariția ei în 1891 a însemnat momentul în care orașul Timișoara a explodat, trecând de la 30.000 la 100.000 de locuitori în numai două decenii. Clădirile din spatele meu, care mărginesc bulevardul pe care a circulat primul tramvai din istoria orașului Timișoara, încă în anii 1869-1870, sunt în același timp și cele care marchează limita dintre foburgul fabric al orașului și spațiul liber ce separa cetatea cea veche de veacul al XVIII-lea de aceste cartiere sateliți. Suntem în marginea dinspre cartierul cetate al așa zisului cartier Iosefin, a cartierului german al orașului Timișoara din veacul al XVIII-lea, unde un front întreg de clădiri nu face decât să exprime această dezvoltare în epoca secesiunului de sfârșit de 19, început de 20 a cetății și a orașului Timișoara. Iosefstadt, adică orașul lui Iosef, este corespondent, adică în Timișoara se găsește un corespondent al acestuia, fostul Iosefstadt al Timișorii, care astăzi se numește Iosefin. Dar sunt foarte mulți cetățeni în vârsta al orașului Timișoara care îl mai numesc încă Iosefstadt. Partea spectaculoasă a ringului începe de aici, de la Schottentor, și se află pe fostul teren de paradă al orașului Vienei, unde, fiind loc și spațiu foarte mare, s-a amplasat biserica care se numește Votivkirche, o biserică neogotică de dimensiuni impresionante. S-a amplasat universitatea, primăria, parlamentul și muzeele cele mai importante ale Vienei.
aceste construcții impresionante, deosebite, într-o fiecare în altă manieră stilistică, reproduce alt stil vechi. Universitatea reproduce un stil stilul Renașterii. Parlamentul este realizat într-un stil antic, tocmai în amintirea vechii cetăți antice democratice pe care edilii orașului de atunci voiau să o copieze. Suntem tot pe ring, alături de Burgtheater, o foarte frumoasă construcție realizată într-o manieră barocă. Edilii Vienei voiau să mulțumească absolut toate clasele sociale existente în Viena și, de altfel, un loc unde participau toate aceste clase sociale la cultura promovată de acesta. Găsindu-ne noi în fața clădirii Operei de Stat din Viena, aș ține să reamintesc o serie dintre legăturile, mai ales de natură muzicală, care leagă Viena de Timișoara. La 1789, Hans Johann Kunz, care anterior fusese director al unui teatru în Tirnau, aici în Austria, pornește construcția primului teatru din Timișoara, unde, de-a lungul vremii, chiar în anii următori, au avut loc o serie de concerte de muzică. Mozart a fost cântat destul de des la Timișoara, chiar în 1792, anul morții sale, a avut loc premiera Răpirii din Serai. În 1796, a avut loc premiera flautului fermecat. Un alt, să spunem, copil adoptiv al Vienei, Beethoven, a fost în dese rânduri și destul de timpuriu cântat în Timișoara, lucrările, operele sale. Fidelio, Misa Solemnis, în 1847. În 1847, se produce un, să spunem, adevărat eveniment de muzică vieneză tipică, să spunem așa, și anume în noiembrie concertul lui Johann Strauss, fiul, la Timișoara. Clădirea operei din Timișoara este proiectul, arhitecții care au executat proiectul sunt doi vienezi, Felmer și Helmer. Wir befinden uns hier auf der Rathausstraße Nummer 17 im ersten Bezirk und dieses geschichtsträchtige Haus im Hintergrund im klassizistischen Stil hat eine große Bedeutung für diesen Bezirk. Stefan Zweig hat in diesem Haus gelebt bis im Jahr 1919. Es war sein zweites Haus, in dem er in Wien gelebt hat und zu dieser Zeit. Wir sitzen jetzt im Café Grinsteidl. Es wurde gegründet von Heinrich Grinsteidl 1874 und war ein reines Literaten- und Schauspielcafé, also im Stil ganz anders als der Demel, den wir vorher gesehen haben. Es ist hier im Jugendstil errichtet. Es war 1848 der Zeitpunkt der Zeit der Revolution. Es gab damit die Pressefreiheit und die Journalisten, die Dichter haben sich jetzt in voller Freiheit hier ausgelassen. Hanul Trompeter, trâmbițașul, trompetistul, atestat documentar încă din prima jumătate a veacului al XVIII-lea, a cărei clădire a suferit evident modificări în a doua jumătate a veacului al XIX-lea. Acest han, care ne unește și prin destinul Alexandru Ioan Cuza cu Viena, ne gândim și la atmosfera care se crea în cafeneaua și în restaurantul de la parterul clădirii. Până în 1922, cele peste 200 de cafenele ale Timișoarei aveau aproape toate orchestre proprii care cântau cafe-concert în fiecare seară.
Un obiectiv al finanțelor din Timișoara a fost prin anii 22 acela de a impune proprietarii de cafenele cu taxe speciale pentru muzică. Așa s-a semnat decesul muzicanților din cafenelele orașului Timișoara cândva la începutul anilor 1923-1924. Wir sitzen jetzt im berühmtesten Wiener Kaffeehaus, in das alle Ausländer gehen, wenn sie hierher kommen. Sie sehen, das ist Demel, Demels Söhne heißt es, seit 1857 erbaut im Stil des Historismus, ist eigentlich jetzt auch noch in der Tradition des 19. Jahrhunderts erhalten. Früher ein Treffpunkt der Literaten, der Schauspieler, das nahe Burgtheater. Această clădire cu ghirlande frumoase, cu o friză cu putii și cu cornul abundenței, cu decorații frumoase în sgrafito pe care le vedem pe fațadă, bineînțeles că nu și are chiar corespondentul la Timișoara. Dar dacă ne gândim la frumoasa clădire de pe strada, mica strada Alba Iulia din centrul orașului, decorată și ea cu ghirlande frumoase și cu frize deosebit de interesante, putem să ne imaginăm că arhitectul s-a gândit poate la această clădire sau la genul acesta de clădiri care se găsesc astăzi la Viena. Ridicată în a doua jumătate a veacului al XIX-lea de un renumit grădinar din întreg Imperiul Austro-Ungar de atunci, pe nume Wilhelm Mühle, un timișorean care publica la Timișoara un ziar al trandafirilor. Această clădire nu face decât să ilustreze faptul că ea servea vânzării florilor. Una din caracteristicile orașului nostru este floarea. Câmpia aceasta în care s-a așezat orașul între brațele Begăi este o câmpie ingrată, fără accidente deosebite, fără spații deosebite, vulnerabilă în fond pe măsură ce oamenii o cuceresc și o folosesc. Secesionul vienez a apărut la sfârșitul secolului al XIX-lea ca reacție la stilul istoric în care s-au creat majoritatea clădirilor de pe Ringstrasse. El este realizat de artiștii moderni ai sfârșitului de veac, care doreau, în general, un stil foarte personal, foarte original. L-au realizat prin rafinamente stilistice preluate din lumea vegetală și lumea geometrică. Aceste două tendințe, de vegetal și de geometric, sunt foarte ușor de surprins în această mică porțiune din Nașmarc, porțiune care s-a ridicat în jurul anului 1900 și unde de fapt se află clădirea, acea numită clădire Secesion, care este punctul de pornire al acestei ample mișcări și, bineînțeles, fațade de clădiri care s-au realizat în stilul, aceste stiluri vegetal și geometric. Ne aflăm în Piața Revoluției din Timișoara, Piața Operei, cum mai zicem noi timișorenii. Locul central din care se desprinde bucata aceasta de bulevard devenit pietonal, vechiul corso al orașului, pe care s-au ridicat la începutul veacului 20 clădirile în stil secesion ce luau locul zidurilor Vauban ale cetății Timișoara. Odată cu demolarea acestor ziduri s-a făcut spațiul în care un arhitect șef al orașului, sistematizând un plan, a hotărât lărgimea bulevardului, nu numai acestuia, lărgimea străzilor, înălțimea clădirilor, alinierea lor și a valoarea lor artistică. De la Palatul Lloyd, unde a existat un tribunal internațional până prin anii 1937 și Bursa de Valori a Timișorii până după al doilea război mondial, până la palatele Dil și Secenii de pe mâna dreaptă acestui bulevard ce duce către Catedrala Ortodoxă Română, la Palatul Löffler de pe partea stângă, toate sunt de fapt numite pretențios paloate. Ele sunt case de raport, case în care se locuiește, case în care se închiriază apartamente de bună condiție unor oameni cu venituri medii într-un oraș în plină înflorire. În veacul al XIX-lea,
Cartierul Cetate, devenit minuscul pentru Marea Timișoară, se întinde încet, încet printr-o stradă importantă către cartierul fabricului, cel industrial al orașului, cel împărțit după etnii în vreo 5 sau 6 subcartiere. Clădirile care mărginesc acest bulevard, pe una din laturile sale, aparțin toate momentului unirii cartierului Cetate cu vechiul cartier industrial al orașului, primul dintre cele industriale de azi, și anume perioade de la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX. Poate mai mult în ele decât în alte părți se regăsesc elemente din secesionul vienez. Clădirea din spatele meu, pe care o vedeți, atribuită unui corifeu al secesionului vienez, pe nume Wagner, este construită la începutul veacului 20, prin 1905, și de la ferestre ei se privește într-un parc. Într-un parc superb, astăzi numit Parcul Poporului, dar în care, în 1891, s-a realizat una din marile expoziții industriale pentru întreaga Europa de atunci, la care au fost prezente peste 800 de firme care și-au prezentat produsele vreme de mai bine de 4 luni în orașul Timișoara. Orașul Timișoara, cel care prin amploarea dezvoltării sale industriale și culturale, gândiți-vă că avea la un moment dat publicate concomitent peste 80 de ziare în acest oraș în anii 20. Deci, cum vă spuneam, acest oraș devenea zi de zi, ceas de ceas, nu numai prin clădirile sale, ci și prin întreaga sa dezvoltare, un punct de referință în structura economică a unui spațiu european întins. Stilul secesion al clădirilor de aici, din centrul Timișoarei, aduce cu stilul secesion utilizat de arhitecții vienezi. Firesc, de vreme ce mulți din arhitecții care au lucrat în Timișoara la începutul veacului 20 sunt produse ale școlii de arhitectură din Viena, aducând de acolo obiceiuri, stiluri, gust și gândire. Gustul către un anumit frumos, către un anumit echilibru, se face simțit și este exprimat în continuare. Face și această opțiune, dacă vreți, estetică, artistică, a omului de rând din Timișoara, parte din spiritul acestui oraș. Dincolo de fațade, dincolo de porți, în curțile interioare se ascund cei 50 de ani de lipsă de gospodărire, de lipsă de gândire, de interese personale, de lipsă de cont deontologic care transformă o parte din ceea ce are mai prețios orașul Timișoara într-un deșeu cultural care nu mai poate fi nici cum reciclat. În plin context istoric, prin eliminarea a 3 clădiri vechi, care erau în proastă stare, dar care ar fi putut fi reconsiderate, restaurate, au fost rase și pe cele 3 parcele a fost construit un bloc care nu mai respectă nici tipologia, nici modul de organizare și nici detaliile specifice cartierului. Asta este unul din procedeele de distrugere a relației de scară și de ansamblu dintr-un cartier istoric. Probabil că în prezent acest lucru n-ar fi valabil, n-ar mai putea să aibă loc, pentru că între timp conștientizarea valorii zonei istorice s-a aprofundat. Acest front de clădiri din sfârșit de veacul al XIX-lea, din epoca secesionului începător și a clasicismului târziu din Timișoara, din Iosefinul Timișoarei, căruia întreg parterul i-a fost modificat, i-a fost netezit de arhitecții anilor 60. S-a mărit suprafața vitrinelor, s-a înlăturat orice ornamentică, s-a considerat că acest stil oarecum cubist este ceea ce înseamnă frumosul epocii aceleia, este ceea ce înseamnă modernitatea în acei ani 60. Dacă te uiți foarte bine, fiecare colț este distrus, fiecare imagine este mai mult decât deplorabilă și ar putea fi foarte mult îmbunătățită. Ruina din spatele meu,
se produce în ultimii ani. Sunt clădiri frumoase de veacul al XVIII-lea sau al XIX-lea, care sunt lăsate intenționat să se dărâme pentru a face loc cu altora mai noi și a satisface interese meschine și a explica și în Timișoara că ceea ce înseamnă cultură, ceea ce înseamnă monument de arhitectură, ceea ce înseamnă rezervație de arhitectură unică pentru România este un deziderat numai al unei minorități elitiste. Altele care se află pe același front al străzii Emanuel Ungureanu din Timișoara sunt în curs de dărâmare, sunt lăsate în părăginire din același motiv. Într-un alt colț al acestei intersecții, în urmă cu mai bine de 10 ani, aproape 15 ani, s-a lăsat treptat să se dărâme o clădire spre a face locul unei noi clădiri a Băncii Române de Dezvoltare. Peste amplasamentul vechii mănăstiri franciscane de veacul al XVIII-lea, monument istoric. Aceasta este situația de dincolo de fațadele câteodată frumoase ale grijei față de monumente în orașul Timișoara. Se dărâmă clădiri importante, se schimbă fața unui oraș, se schimbă atmosfera culturală și spirituală a orașului odată cu dispariția acestor clădiri. Imitarea lor în beton duce la imitarea unui spirit cu altul, iar noul spirit este mai rece, mai lipsit de ceea ce caracteriza, de fapt, prin bunătate, prin toleranță, prin nivel cultural, această poartă de vest a României.